Acum un anunț special pentru toți credincioșii penticostali, pentru toate bisericile penticostale și pentru toți cei ce vor să se unească împreună cu noi. Zilele de 5, 6 și 7 martie, respectiv marți, miercuri și joi, în săptămâna aceasta care ne stă înainte, vor fi zile de post și rugăciune pentru poporul Domnului. Facem lucrul acesta pentru că Scriptura ne asigură că atunci când poporul lui Dumnezeu se adună la oaltă, se smerește înaintea Domnului, Domnul lucrează. Vă aduc aminte ce spune cuvântul în 2 Cronici 7 cu 14. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Aș vrea chemarea aceasta să ajungă la urechile fiecăruia dintre noi, a tuturor credincioșilor, pentru că vrem cu adevărat să ne unim la oaltă în post și în rugăciune în zilele acestea. În data de 5 martie, marți, ne vom ruga pentru toate bisericile penticostale, ne vom ruga pentru lucrarea lui Dumnezeu din România, și vom cere Domnului harul acesta ca El să-și binecuvânteze lucrarea. Dragii mei, trăim vremuri ciudate. Când vremurile de, urmă, de pe urmă, fiind nu uitați, Scriptura spune că vor fi mulți ulitori în vremurile de pe urmă. Și, din nefericire, lucrarea lui Dumnezeu a ajuns în multe părți să fie vorbită de rău. Pentru că S-au strecurat printre noi oameni care n-au păstrat mărturia curată a lui Isus Hristos. Și aș vrea să vă chem să ne unim la oaltă și să zicem, Doamne, iartă-ți poporul, sfințește-ți poporul, Doamne, și folosește-ți poporul pentru gloria împărăției tale. Asta vom face în ziua de marți, 5 martie. Ne vom ruga împreună ca Dumnezeu. Să-și împuternicească biserica în vremurile acestea de pe urmă. Miercuri, în data de 6 martie, ne vom uni iarăși în post și în rugăciune, cerând de la domnul Har pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Vedeți, dumneavoastră, la granițele țării noastre există conflicte armate și nu ușoare și nu de neglijat. De aceea suntem chemați să strigăm către domnul păcii și să zicem, Doamne, binecuvântează România cu pace. Când poporul lui Dumnezeu se va uni să strige către Prințul Păcii și să zică, Doamne, dă pace, avem certitudinea că El ne ascultă. Apoi, în ziua de 7 martie, suntem chemați din nou să ne adunăm la oaltă în rugăciune și să strigăm către Domnul, postind și rugându-ne să strigăm către Domnul și să-i cerem iarăși binecuvântare peste România. Nu uitați că în țara noastră, anul acesta, vor fi patru rânduri de alegeri. E datoria noastră, a cetățenilor acestei țări, în care Dumnezeu a vrut să ne trăim viața, să ne rugăm ca Domnul să înțelepțească poporul român să aleagă bine. Când zic bine, înțeleg să aleagă oameni care se tem de Dumnezeu. Oameni care prețuiesc valorile creștine. Astfel de oameni dorim să fie în fruntea națiunii și în fruntea administrației locale. Peste tot dorim ca oameni cu frică de Dumnezeu să fie ridicați acolo. De aceea să ne rugăm și să zicem, Doamne, dă înțelepciune românilor ca să leagă bine. În felul acesta suntem chemați să ne unim la oaltă noi, cei de aici și din toate bisericile, ca să facem o lucrare plăcută lui Dumnezeu.